În principiu, înaintea sărbătorilor de Paște, în județul Hunedoara va funcționa un singur abator destinat sacrificării mieilor. Astfel, unicul abator autorizat din punct de vedere sanitar-veterinar, potrivit prevederilor hotărârii Consiliului European numărul 853 din anul 2004 și organizat conform regulamentului Consiliului European numărul 882 din anul 2004, va funcționa la certejul de sus. Noi de câțiva ani am făcut niște investiții și am pregătit terenul pentru a avea un punct de vedere, un punct de sacrificare a mieilor în incinta pieței agroalimentare din Petroșani. Acest lucru s-a definitivat din punctul nostru de vedere acum 2 ani și am făcut demersurile și acest punct de sacrificare al miilor a fost autorizat în prima fază pentru un regim temporar, după aceea pentru un regim permanent și neavând solicitări care să justifice prezența unui centru permanent în Petroșani, a fost reautorizat pe o perioadă bine definită de timp, deci pe perioada sărbătorilor pascale. Anul acesta există o directivă venită de la ANSVSA care specifică clar faptul că în acest an, ca și punct de sacrificare în județul Hunedoara, va exista un singur punct autorizat, acesta nefiind în localitatea noastră. Și restul demersurilor, cred că domnii de la Autoritatea Sanitar-Veterinară restul demersurilor vor face domniile lor pentru a vedea dacă mai putem sau nu sacrifica miei în perioada premergătoare Paștelui în punctul de sacrificare de la Piața Centrală. Totuși, reprezentanții piețelor din Petroșani speră ca măcar în preajma sărbătorilor de Paște, punctul de sacrificare al ovinelor, amplasat în incinta pieței agroalimentare centrale, să primească autorizație de funcționare. Nu putem pleca pe o idee definitivă și irreversibilă, însă în baza unor eforturi pe care împreună cu Autoritatea Sanitar-Veterinară le facem, să vedem dacă se va putea rezolva și pentru punctul de sacrificare de la Piața Centrală. În principiu, în acest an, kilogramul de carne de miel ar urma să valoreze tot atât ca și anul trecut, adică 20 de lei.